Înainte să încep acest videoclip, uitați pe ecran niște avatare, cine vrea unul, pur și simplu, cine vrea să-și pună unul dintre ăsta la canal. Am creat mai multe, unul mi l-am pus mie, adică acesta, și celelalte vi le pot da vouă, să vă puneți unul. Toți trebuie să faceți să vă abonați, să dați un like și să mă căutați pe Facebook Alex Dima Marian și să-mi dați mesaj pe Messenger. Dacă vreți avatare și eu o să vă dau. Deci hai să trecem la episod. Un nou videoclip la mine pe canal. Un tip m-a rugat să fac tutorialul cum să editez cu acest program. Este foarte simplu. Programul se numește Power Director și de ce m-a intrat în jocul ăsta habar nu am. Pleacă! Pleacă! Ok. Cum să editezi cu acest program este foarte simplu. Power Director se cheamă. Apăsați aici pe New Project și dați cum vreți să fie mare, mic, habar n-am cum vreți voi. Eu o să iau cum să zic intro-ul de la acest videoclip care deja l-ați văzut și eu l-am filmat dinainte cu videoclipul ăsta să vedeți. Și aveți nevoie de fotografia care vreți să o puneți acolo. Bine, dar în cazul meu, de prost ce am pus-o invers. Nu, trebuie să ieșim de aici. Țap. Trebuie să o ștergem de aici. Aveți videoclipul pur și simplu aici. Vă duceți pe acesta unde s-a făcut albastru. Pe image. Pe imagine. Nu, pe sticker. Aici și aici. Și vă alegeți voi ce imagine vreți. Apropo, nu merge imaginea gen solați cum o am eu așa cu negru, pentru că eu am făcut-o, am editat-o eu. Dacă vreți tutorialul cum să editați poza să se vadă așa, pentru că eu am copiat-o de la Satana. Și o lungiți cât tot intro-ul. Hai să vedem. Înainte să încep acest Vedeți? videoclip, uitați pe ecran niște avatare, cine vrea unul, pur și simplu. Ok, tot simplu poți să faci aici setările să nu se observe prea mult. Ce să mai editați cu el? Aici dacă vă duceți pe ăsta, stickere, titluri, chestie, nu știu, eu de obicei îl folosesc pe ăsta default. Înainte să încep Hai bine, acest îl pun videoclip, aici. uitați pe. Stop. Ok, nu ce mai citit la titlu. Pe ăsta îl pun eu de obicei. Și scrieți aici ce vreți voi, apăsați pe el. Și scrieți ce vreți. Eu o să-l las așa pentru că îl facem doar pentru video. Îl măriți, îl puneți unde vreți. Țineți apăsat și îl mutați. Aici să mai pui videoclipuri, poze care să fie la final, muzică. Hai să luăm o muzică de pe aici care o am instalată. Să o luăm pe, nu știu, pe asta. Ok, și cam așa să arate videoclipul vostru. Dacă vă duceți aici și apăsați pe acesta, vă duceți la volum și o puneți cam pe la 5, 4, 3 pe acolo. Eu de obicei o pun pe 4 să se audă perfect și să se audă și videoclipul. Înainte să încep acest videoclip, uitați pe ecran niște avatare, Vedeți? cine vrea unul, pur și simplu. Eu acum o să mă pun după să editez și acest videoclip. Și nu știu, sper să vă prindă de ajutor. Aici, dacă vreți efecte, habar nu am să zicem, ăsta care era? Înainte să încep acest videoclip, uitați pe ecran A, asta niște știu. avatare, cine vrea unul, pur și simplu, cine vrea să-și pună unul dintre ăsta la canal. Am creat mai multe, unul mi l-am pus mie, adică acesta, Da, pentru că o și să editez și celelalte o vi să le pun pot da vouă. avatarele. Voi încă nu cred că le-ați văzut. Ba da, le-ați văzut la început, adică, what the fuck.
Cam asta a fost. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Sper că v-a prins bine de folos și că ați înțeles. Dacă nu ați înțeles, vă puteți duce pe rotiță, tutorials, puteți să faceți și green screen aici, dar că green screen nu aveți nevoie de ceva. Iar aplicație care și aia costă bani. Cam asta a fost. Dați un like și abonați-vă la canal. Cu voi a fost Alex, dar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Ciao! Ne revedem!